ziua! Suntem de la Edith Ocnița și am venit aici, domnul Nicolae, pentru că cineva a solicitat o surpriză pentru dumneavoastră. Să venim să vă aducem această floare, care să vă aducă mult noroc. Este pentru dumneavoastră și mai avem o surpriză dulce, dar până vă spune din partea cui și cine sunt autorii acestei surprize, vă rugăm mult să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră, ca să vă cunoaștem și noi. Uite, nu suntem noi. În primul rând, mulțumim de floare, cine a organizat, cine a comandat fetele. Ne spuneți cum credeți, agricultura este cartea de vizită a țării noastre sau nu? Cartea de vizită a agricultura este pentru fost și este a Moldovei, fiindcă noi nu avem alte surse de supraviețuit în afară de agricultură. Și eu cred că împreună cu toți oamenii care am muncit și muncim înainte, să facem o agricultură cum se cade, să facem o agricultură performantă și oamenii se bucură de ce și fac. Domnul Nicolae, cunoaștem că roadele, ați cules roadele și astăzi aveți un prilej de a sărbători. Ne spuneți, sigur că roadele bogate se datorează și condițiilor climaterice favorabile, dar și brațelor de muncă. Această surpriză a solicitat colectivul de lucrători din satul Clocușna, care este condus de doamna Larisa. Și ne-a rugat mult să dăm citire și mesajului care mi l-a expediat pentru dumneavoastră. Astăzi, cu plecăciune, vă spunem un mare mulțumesc pentru tot ceea ce faceți întru binele oamenilor. Suntem mândri că v-am cunoscut, așa un om cu suflet mare, cu multă omenie și bunătate sufletească. Vă suntem recunoscători pentru munca oferită și bine plătită. Vă spunem mulțumesc pentru atitudinea dumneavoastră față de noi. Ați știut să ne apreciați lucrul și să ne încurajați cu o vorbă bună. Și astăzi suntem mândri și bucuroși că ne acordați așa o atenție caldă și într-un mod festiv ne mulțumiți pentru munca depusă. Vă dorim multă sănătate, bunăstare, energie și optimism, noi și îmbucurătoare succese, liniște sufletească, lumină și căldură în familie și, bineînțeles, condiții climaterice favorabile pentru roadele bogate și brațe de muncă vă asigurăm tot anul. La mulți ani! Acest mesaj este semnat de colectivul de lucrători din satul Clocușna, condus de doamna Larisa. Felicitarea este pentru dumneavoastră, este un mesaj de mulțumire și recunoștință din partea acestui colectiv, care vă rugăm să le spuneți ceva. Eu le mulțumesc foarte mult la acest colectiv și în deosebi doamna Larisa, care a organizat așa un colectiv. Dar în primul rând mulțumesc oamenilor că au rămas satisfăcuți de lucrul care l-au făcut ei și să mulțumiți pentru care azi noi suntem și vrem să sărbătorim împreună. Le doresc mult sănătate în familie și noroc în viață. Să știți că ei au venit aici la sărbătoare și cu o surpriză dulce pentru dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! Aici e mărul care noi l-am strâns tot toamna, da? Mulțumim foarte mult încă o dată și împreună cu voi suntem acum și să gustăm dintre acest măr și din toate bucatele care s-au pregătit pentru voi. Vă doresc mult sănătate în primul rând și ne bucurăm de viața asta. Și noi vă urăm multă sănătate, putere, realizări cât mai frumoase și succese, roade bogate. Noi suntem din satul Clocușna, de 3 sau 2 ani, nu mai știu precis, activăm în satul Culicăuți la culesul mierelor și la toate lucrările de pomicultură. În frunte cu doamna Larisa, brigadiera noastră care a avut grijă și ne-a adunat brigada și susterul este fim cu toții uniți în colectivul dumneiei și mulțumim lui domnul Nicolae Vasilevici, care e conducătorul asociației acestea, care are grijă să ne dai o șansă să mai putem câștiga un bănuț, cum se spune la moldoveni,
și îi mulțumim și îi dorim mult, mult sănătate. Am ajuns azi, în această zi, să sărbătorim sfârșitul lucrul nostru. Și mulțumim foarte frumos lui liderul nostru, Nicolae Vasilievici Lavric. Și sănătoși, mult sănătate, familiei lui și copiilor.